Mesajul care l-am e unul care ne cheamă la echipare pe toți și nu e doar pentru unul, pentru doi, pentru trei, pentru fiecare bărbat, femeie, tânăr, vârstnic, pentru noi toți care aveți scripturile, deschideți, Ionuț ne ajută să punem și pe proiecție Efeseni capitolul 6 de la versetul 10 încolo. Am să citesc câteva versete și Domnul să ne binecuvinteze inimile, să ascultăm cuvântul Lui. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura Lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul înșins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestea, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Doamne Tată, așa mă rog să ne ajuți aici la Sfânta Treime și pe noi toți care suntem aici adunați în dimineața aceasta în numele Tău. Doamne, Te rugăm să ne ajuți ca în mijlocul fiecăruia din noi să fie încins cu adevărul, platoșa neprihănirii să nu lipsească, picioarele să ne fie încălțate cu râvna Evangheliei păcii, scutul credinței, Doamne, să-L avem, mărește-ne Tu credința, să avem bucuria mântuirii, această siguranță a mântuirii în Hristos, coiful mântuirii, să nu ne lipsească sabia Duhului, care este cuvântul Tău pe care îl iubim. Amin. Reocupați locurile. Vedeți imaginea aceasta? Normal, cam amândouă par a fi două umbre, dar intenția era persoana așa mai normală să fie o persoană, dar am vrut să fie așa una, să nu se știe exact care e persoana, că să vă puteți vedea fiecare din voi. Dar ideea e că e o umbră și umbra aceea se vede un soldat așa ca la regină, nu? Că acum tot e vorba de regină, cum zic ortodoxii noștri, Dumnezeu să odihnească în pace. Soldatul ăsta e bine înarmat cu tot, exact cum am citit din textul acesta, și toată ideea e că lupta asta e spirituală. Și cu nici un chip n-avem de luptat cu sânge, cu carne și cu elemente în sine. Aici Pavel vine și aduce cea mai bună pildă a vremii. Noi cred că ar trebui să folosim mascații, nu? Să vorbim de tot fel de arme și de echipamente speciale ca să facem o pildă mai actuală a vremurilor noastre, dar mergem după ce ne-a dat Pavel aici, că avem așa de multe lucrușoare frumoase de desprins astăzi de aici. Și îți dau aspecte care vreau să le adâncim în ziua aceasta din Scripturi. Unul este cu ce avem de luptat, ca să știm, în al doilea rând, cu ce ne echipăm. Și e un mesaj destul de ușor, că e tot în Scripturi, și vi-l citesc oarecum, îl reîmprospătăm în dimineața aceasta. Lumea spirituală din jurul nostru este una reală și una înverșunată. O remarcă de care și ziceam deja, extrem de importantă, noi n-avem de luptat, cum ziceam, verset împotriva cărnii și a sângelui, să ne fie foarte, foarte clar. Nu este vorba de o bătălie de genul acesta, este vorba de o bătălie spirituală. Așa că, dragule, atunci când vine un frate așa mai înflăcărat și te ia tare și vezi așa niște remarci ciudate și așa, înțelege că acolo deja s-a întâmplat ceva, deja e la nivel spiritual. Orice s-aprinde becul roșu și sare calul, vorba aia, e deja o problemă și o interferență spirituală acolo. Deci când încep să fie aruncate acuzații și cuvinte ușoare și mânie și lucruri, deja acolo aveam de face cu spiritualul și ideea e să nu... Să avem tăria aceea, să nu începem să prindem o ranchiună pe om, să fim conștienți că omul sărac a fost undeva, a avut o ușiță deschisă și ceva, duhuleț îi face o vizită așa și îl chiar folosește. De multe ori noi putem deveni instrumente libere în mâna celui rău ca să
stricăm lucrarea lui Dumnezeu, să aducem atâta ocară și necaz la alții, nu? O mașină trage așa greșit, ăsta te mai și înjură, mai nu știu ce, și tu chiar n-ai făcut nimic. Și te gândești, mă, dar n-am făcut absolut nimic greșit și eu m-am ales și cu ceva de mamă din toată treaba asta, știi? Și te gândești, nu, acum, asta e un exemplu banal, dar atâtea lucruri în viața noastră care sunt în jurul nostru, este un mesaj în care trebuie să expunem realitatea care o trăim. Luptea aceasta spirituală e una dură, dar să ne uităm la realitatea aceasta nu cu frică, doar cum credem în Hristos că suntem copiii lui, amin? Vreau să vă citesc ceva așa de frumos din 1 Petru 5, 6. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți streji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Ale Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor, amin. Câte cuvinte pline de viață avem aici. De multe ori e suficient numai să mergem. Psalmul 91, Efeseni, Galateni, Corinteni, Conchizi, Mulțumești și ai biruință. De să îndrăznim, dragilor, El ne dă putere, nu suntem singuri în luptă, amin? Hristos în noi, haleluia, El să ne umple de nădejde și de pace. Lupta aceasta spirituală o avem de dat, că vrem, că nu vrem. Ori suntem învinși și slujitori ai celui rău, prin trăirea noastră, și aici vreau să fac o paranteză, a nu fi al lui Dumnezeu, ești de cealaltă parte. Vă spun ceva din Scripturi, să argumentez punctul ăsta. În Faptele Apostolilor 26:17. Te-am ales din mijlocul nostru. Aici vine Iisus la Pavel în momentul ăla când are revelația și Hristos îi spune așa. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia, din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Deci, dragilor, ori. Deci nu există, mă, nu mă bag în lupta asta, nu e a mea, stau liniștit, nu vreau să am de-a face cu creștinii, cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu, cu judecata Lui. Eu sunt copil cu minte în banca mea, încerc nici în trafic să nu clansonez, nu e așa. Automatic ești născut acolo, zice că în păcat m-a zămislit mama mea și păcatul pune zi de despărțire între noi și Dumnezeu și până la urmă noi suntem creația lui Dumnezeu. Pot alege eu creația cui sunt? Pot alege eu cine-i tatăl meu, cine-i mama mea? Nu. Exact așa, nu poți să-ți alegi Creatorul, El a ales să te creeze și să-ți dea viață. Și așa cum spunea aici Domnul Iisus lui Pavel când îl trimitea, lumea aceasta întreagă este într-un întuneric și este a lui Satana și Hristos cheamă pe Pavel să smulgă oameni de acolo și să le prezinte împărăția. Deci, cum ziceam, ori ești al celui rău, ori sunteți fii răscumpărați al lui Hristos și stăruim în echipare, versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Amin? Doamne, ajută-ne! Acum avem de luptat cu căpetenii, domnii, stăpânitorul acestui veac, duhurile răutăților. Vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat, poate și vouă, să schimb locul. Știu, schimb orașul, schimb chiar locul de muncă, dar așa, radical, mult, poate chiar în cazul nostru au fost și țări diferite. Și când ajungi într-o zonă anume, dintr-o dată să simți o presiune spirituală la total alt nivel. Deci aici intervine acel domniile și zona aia, da? Niște teritorii marcate de cel rău și anumite legiuni de demoni care se ocupă de zone anume specifice în zone și tu, copii, da, Domnule, ai ajuns acolo și vrei și tu să încurajezi și într-o dată simți așa presiuni, atacuri asupra familiei, tot fel de lucruri. Să fim conștienți că avem de
luptat împotriva domniilor care stăpânesc întunericul, care au un plan să țină lumea sub dominația păcatului. Iisus face o remarcă ucenicilor în Ioan 14:30. Vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Apoi în Apocalipsa 12:12 spune: diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. E realitatea prezentului, dar să fim bine ancorați în Hristos, dragilor, și vom birui. Momentul când venim la credință în Hristos, intrăm sub autoritatea Lui, dar din exterior suntem pândiți și am declanșat o alarmă la nivel spiritual și duhurile răutății conștientizează lucrul acesta. Și vor căuta moment prielnic să ne atace, să fie împotriva noastră. În momentele când devenim a lui Iisus, declarând credință și intrând în apa botezului, e ca și un atac la adresa împărăției întunericului. Vă dau o pildă a vremii, e ca și un fel de Ucraina aderă la NATO, nu? Ar sta rușii liniștiți mâine să se anunțe la știri că au intrat și Ucraina în NATO. Ei, uite, așa e și cu mine și cu tine, faptul că spunem suntem al lui Hristos. Exact ca și cum vine Zelenski să spune, ne bucurăm că am intrat în NATO. Mă bucur că s-a lui Hristos, dar știu că nu vor sta demonii liniștiți din cauza asta. Și foarte important să fim conștienți de lucrul ăsta, că așa de ușor cădem pradă unor situații și stări și nu știm de unde să le luăm. Noi trebuie să fim conștienți de lupta spirituală, de aceea Pavel descrie lucrurile astea așa de frumos aici. Care e lupta și atacul împotriva noastră? Luptele spirituale și săgețile arzătoare sunt de mai multe feluri, dar ce am găsit potrivit în dimineața aceasta să facem? Vreau să vorbesc doar despre aspectul păcatului și de ce vreau să vorbesc de asta? Aspectul ăsta e primul atac și cel mai ușor mod în a deveni anihilați și paralizați din punct de vedere spiritual. Duhurile răutății vor căuta uși deschise să aducă în viața noastră ispitiri, amăgiri, tensiuni, situații în care noi, într-un mod sau altul, să cădem în păcat. Și vreau să vă dau câteva exemple. A avut fratele nostru Nicu în urmă cu ceva săptămâni un mesaj foarte adânc care ați fost aici, ați pătruns în detalii din Scripturi proveniența păcatului și foarte multe detalii și n-am să intru prea mult aici că avem de plecat la arme și să vedem biruința care o avem în Hristos, dar vreau să vă dau câteva exemple foarte importante. Ispiti la nivelul privirii. Vezi, tot ce ne înconjoară afară sub această domnie, e o continuă ispitire la nivelul ochilor. Una evidentă e trupuri expuse, ca astfel să cădem în păcatul de a pofti. Mai țineți minte pe Iisus Hristos care spune la un moment dat: doar dacă te-ai uitat și ai poftit în inima ta, ai și prea curvit în inima ta. Și acolo merge Duhul lui Dumnezeu în privința asta. Privind la frumusețile făcute de mâini omenești, nu? La case, la orașe, la mașini, la bijuterii, la haine, acum în vremea noastră la high-tech, mai ales noi bărbații, nu mai mergi pe la Altex, așa parcă tot o mai apărut o chestiuță cu becuri multe și vrei să vezi de ce-i 600-700 de lei și ce mai face și ce mai așa. Vezi, dacă ești bine echilibrat și nu ai problemă cu lăcomia și așa, dar privirea asta poate să-ți aducă invidie și poate să meargă la extrema aia, să-ți aducă pofta de a avea mai mult și chiar să mergi în extrema de a fura, nu? Sunt unii care cad acolo, nu-și permit, nu au, dar vreau și ei, știu eu, și se descurcă cumva. Vreau să vă amintesc de momentul când Satana îl ispitește pe Domnul nostru Iisus în cele 40 de zile de apropiere de post. Și s-a arătat atunci pe înălțime. În Matei 4, versetul 8, diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și fiți atenți aici la ceva, și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Vedeți aici detaliu? Nu i-a arătat creația lui Dumnezeu, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Pentru că el acolo domnește. O perioadă de vreme i s-a dat stăpânire peste lucrurile astea.
și i-a arătat la Hristos lucrurile acestea. Numai ceea ce este orchestrat și făcut de mână omenească, toate ți le voi da ție, împărățiile lumii și strălucirea lor. Doamne, ține Tu curat și conștienți de dragostea Ta și de harul Tău. Puțin ating, n-am acum unul la mine, să vă arăt, stăm aici pe prima bancă, telefoanele, da? Smartphone, ne zicem noi. O icoană vorbitoare, Apocalipsa 13:15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească. Am auzit-o mai des și mai des comparația aceasta în ultima vreme și vreau să o adâncesc un pic mai mult, că Apocalipsa e extrem de complexă, dar am auzit-o de mai multe ori făcându-se versetul ăsta o referință la telefoanele noastre și fiecare din voi deja știm, toți. Toți cunoaștem lucrul acesta, că telefoanele zilelor noastre au devenit navigator la toate lucrurile. Aici e o cheia generației noastre spre lucruri bune și ziditoare, dar din nefericire și spre rău, spre poftă, spre păcat. Găsim chiar foarte ironic că pe telefoanele Apple, care sunt de cel mai mare succes, ai pe spatele lor înscripționat un număr mușcat. Și nu știu dacă toate lucrurile astea sunt la întâmplare, dar Domnul să ne dea înțelepciune, e pur și simplu icoana binelui și a răului. Poate cu altă ocazie putem adânci un mesaj în zona asta. Vreau să revin la ce studiem astăzi. Săgețile arzătoare ale celui rău și efecte asupra noastră sunt, cum spuneam, căderea în păcat. Exemplele de păcat sunt și ele extrem de multe, dar păcatul, pe oricare linie ar fi, aduce aceleași efecte. Ne uităm la acestea. Vreau să vă spun 7 efecte ale păcatului care le-am văzut foarte... Deci ce ne debusolează enorm în umblarea noastră cu Hristos și toată învățătura asta și ce am citit aici nu e pentru necredincioși, e pentru credincioși și trebuie să fim conștienți de război și de luptă și de efectul păcatului în viața noastră și modul în care săgețile acestea arzătoare pot provoca păcat în viețile noastre. Cele 7 efecte, cum spuneam, primul, păcatul îți afectează mărturia și numele lui Dumnezeu este vorbit de rău printre națiuni din cauza păcatelor săvârșite de oamenii săi. Uitați-vă la Roman 2:23. Tu care te fălești cu legea, necinștești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Doamne, dă-ne o mărturie bună și păzește-ne de lucrul acesta să fie afectată mărturia noastră. Păzește-ne de păcat, cu alte cuvinte. Al doilea efect, păcatul veștejește conștiința, nu? Așa cum se duce o plantă când se uscă. Păcatul constant îți slăbește conștiința astfel încât aceasta nu mai funcționează așa cum vrea Dumnezeu. Când conștiința noastră este slăbită, suntem vulnerabili la ademeririle vrășmașului. Doamne, păzește-ne Tu. Îi spunea în 1 Timotei 4:2, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Al treilea, păcatul îl întristează pe Duhul Sfânt. Efeseni 4:30, să nu întristați despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci, Efeseni 4:31, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Amin. Al patrulea, păcatul aduce pedeapsa lui Dumnezeu. Evrei 12:6, căci Domnul pedepsește pe cei care iubește și bate cu noiaua pe orice fiu pe care îl primește. Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Aici e mângâiarea aceea tainică, amin? Al cincelea, păcatul deschide o ușă vrășmașului ca să te chinuie. Dumnezeu ne avertizează în Efeseni 4:26, mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu o dați prilej diavolului. Al șaselea, păcatul împiedică rugăciunile. Spunea psalmistul în Psalmul 66:18, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Și al șaptelea, nu că n-ar mai fi, că ar mai fi multe, dar al șaptelea zice că păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și de așa că e cea mai mare durere a sufletelor noastre ca și creștini,
să simțim, măi, e o despărțire, mă rog, și parcă cerul e de plumb, parcă ceva e diferit. Aici ai versetul Isaia 29:2. Cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Doamne, Tată, păzește-ne Tu de lucrurile acestea și ajută-ne să nu lăsăm ca păcatul să devină un zid de despărțire între noi și Tine. Amin? Amin. Când Iisus era pe cruce și mă aminteam lucrul ăsta într-o zi la închinare, m-a cercetat Duhul Domnului în direcția asta și referitor la păcat, stătea Iisus Hristos cu ambele palme sparte și gravitația Lui îi ținea trupul pe lemnul acela între cer și pământ și murea pentru omenire. Și nu știu, nu specifică Scriptura foarte clar, poate 2000, poate 5000, poate mai mulți, erau prezenți acolo. Și el la un moment dat spune de pe cruce, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și tot timpul când citeam acolo, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și mi-aduce o dată Duhul Sfânt aminte, momentul ăla când s-a strigat lucrul ăla, s-a dus peste timpuri, peste vremuri și sună și pentru mine. Ori de câte ori greșesc și alunec și fac un păcat, răsună acel Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Și amintește-ți de Hristos care moare pe lemnul crucii pentru faptele tale, ca să poți trăi mai responsabil și cu mai mare sfială, cu mai multă dăruire, cu mai multă sfințenie și să fim mulți mai atenți în umblarea noastră. Momentul când Satana reușește să aducă un copil al lui Dumnezeu într-o stare compromisă, pătată, doar căldus cu o formă de evravie, dar tăgăduindu-i puterea, suntem într-o zonă a câmpului de bătălie foarte periculoasă. Cel mai bine aș putea descrie zona asta câmpului, dacă ne imaginăm acum exemplul ăsta cu bătăliile alea așa armate și cum se făcea atunci, nu că nu și acum se iau obstatici, dar să ne imaginăm cum am fi luați obstatici de cel rău, suntem în lanțuri, dar pentru faptul că picioarele ne merg, zicem, mă, încă mergem bine, călătorim, dar de fapt noi suntem deja în lanțurile celui rău și Domnul să ne păzească, să fim tot timpul al lui Hristos. Iubiții Domnului, e o zonă periculoasă. Domnul ne cheamă la pocăință și la sfințire și cam pun aici ceea ce am descris din cu ce avem de luptat. Nu că n-am putea intra în detalii mult mai mari, dar cred că ceea ce am sumarizat cuprinde ce trebuie. Vreau să mergem acum să ne uităm cum ne echipăm, cu ce ne echipăm să putem ține piept uneltirilor celui rău și săgeților arzătoare. Armătura, toată armătura, cum este descris în textul care l-am citit. Ce este armătura lui Dumnezeu? Știi ce este o armătură? Poate ai văzut armătura pe care soldații o purtau pe vremuri în luptă. Spuneam mai devreme, sau o pildă mai potrivită a vremurilor noastre, nu mascații poliției din zilele noastre, poartă un echipament de protecție, veste antigloți, caschete, scuturi, arme speciale. Ne putem uita chiar la pompier, nu? Poartă caschete și ei, niște haine speciale rezistente la temperaturi foarte înalte, bocanci de protecție și așa mai departe. Hai să potrivit Efeseni 6:12, conflictul cu Satan este spiritual și de aceea nicio armă tangibilă nu poate fi folosită în mod eficient împotriva lui și a duhurilor răutății, să fim foarte conștienți de lucrul acesta. Nu ni se oferă o listă clară cu tacticile pe care le va folosi Satan, totuși pasajul este destul de clar că atunci când urmăm toate instrucțiunile cu fidelitate, vom fi capabili să rămânem în picioare și vom avea parte de victorie, indiferent de strategia lui Satan. Amin? Asta trebuie să ne intereseze pe noi. Dacă respectăm ceea ce ne cere Hristos, nu trebuie să ne spere domniile și stăpânirile, trebuie să nu uităm că atunci la cruce El a și biruit totul. Și să nu uităm versetul care îl citeam mai devreme, că El are puțină vreme. Fiți bucuroși, Maranata, Hristos revine, El are puțină vreme, așa că nu vă temeți.
Repet, stați gata, având, dar în mijlocul înșins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestea luați și scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și vreau acum să mergem repede prin fiecare din aceste elemente. Mijlocul încins cu adevărul. Acest brâu al adevărului te ajută să înveți cuvântul lui Dumnezeu și să spui adevărul. Doamne, ajută-ne! Primul element al armurii este adevărul. Este ușor de înțeles pentru că Satan este numit tatăl minciunii. Cum Iisus îl și descrie în Ioan 8:44, el de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Înșelătoria este pe un loc ridicat în lista lucrurilor pe care Dumnezeu le consideră o urăciune, o limbă înșelătoare. Este una dintre caracteristicile pe care el le găsește destabile. Vreau să vă citesc și din Proverbe 6:16. Spune aici așa de adânc: 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care leargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce țârnește certuri între frați. De aceea suntem încurajați să ne înarmăm cu adevărul pentru sfințirea și eliberarea noastră, dar și pentru beneficiul celor pentru care noi suntem martori. Doamne, ajută-ne Tu! Efeseni 4:22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Amin, adevărul Tău, Doamne, să locuiască în inimile noastre. Amin. Mergem la platoșa neprihănirii, îți protejează inima ca să faci totdeauna ce este bine și drept. O platoșă apără organele vitale ale unui soldat de unele lovituri care sunt fatale. Această neprihănire nu reprezintă fapte ale neprihănirii făcute de om, ci este neprihănirea lui Hristos dată de Dumnezeu și primită prin credință, care ne protejează inimile de acuzațiile lui Satan și ne apără ființa de atacurile sale. Doamne, umple-ne Tu de neprihănirea Ta, nu? Avem noi o cântare: Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Eu de Tine am nevoie, am nevoie, Doamne. Neprihănirea mea și a mea apărare. El este neprihănirea noastră. Matei 5:6, ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Doamne, Tu ești neprihănirea noastră, ține-ne plin de ea, merge mai departe, încălțămintea Evangheliei păcii. Te ajută să înaintezi, să pășești și să fii tare în lupta împotriva lui Satan. E vorba de pregătirea picioarelor pentru conflictul spiritual. În luptă, uneori, dușmanul plasează obstacole periculoase în calea soldaților care înaintează. Ideea armamentului în Evanghelia păcii, asemenea unei încălțăminte, sugerează că trebuie să avansăm în teritoriul lui Satan, conștienți că vor fi capcane, să intrăm cu mesajul harului esențial în câștigarea sufletelor pentru Hristos. Amin, Doamne, dă-ne Tu biruință în umblarea aceasta. Satana are numeroase obstacole amplasate pe calea pentru a împiedica răspândirea Evangheliei. În Ioan 14:27 ne spune cuvântul așa de frumos: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, ca să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Iisus le spune acest lucru ucenicilor
un alt lucru, de fapt, care îl citesc, înainte să se înalțe la cer, îi lasă lucrul acesta, Marcu 16:15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, că e vorba de Evanghelia păcii, de Evanghelie și de pace, aleluia, Doamne, călăuzește-ne Tu și umple-ne Tu de pacea Ta, amin. Și salutul lui Hristos e deosebit, pace vouă și să-L crească Domnul tot mai mult. Noi am început să tot zicem salut acum și ciao și salut, salut, salut. În Australia noi nu ne prea salutăm așa cu tot, cum pace era acolo sau mai acolo cu hai. Și românii ziceau unde? Înseamnă hai, înseamnă salut. În fine. Dragilor, să ne salutăm din toată inima cu pace vouă, pentru că Hristos nu la întâmplare a lăsat lucrul acesta. Și să crească Domnul noi pacea, amin. Scutul credinței. Scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău, te ocrotește de atacurile lui Satan, de săgețile care te fac să te îndoiești de Dumnezeu și care aduc ispitiri, păcat asupra vieții tale. Scutul credinței face ca săgețile de îndoială ale lui Satan cu privire la credincioșia lui Dumnezeu să fie ineficiente. Doamne, ajută-ne Tu! Credința noastră, al cărei autor și căpetenie este Hristos. Și nu pot să nu vă citesc un verset, Evrei 12:2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferi crucea, a disprețui rușina și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Haleluia! Este ca un scut prețios, solid și de încredere. Țineți minte Evrei 11:1? Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Doamne, fii Tu slăvit! Roman 5:1. Deci, fiindcă sunteți socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dragilor, să credem că Cel care e Hristos în noi ne va crește credința și scutul credinței suficient să oprească orice săgeată a celui rău. Și putem spune și noi, ca și apostolii Domnului, în Luca 17:5 spun: mărește-ne credința, amin? Doamne, mărește-ne credința, plecăm mai departe la coiful mântuirii, îți protejează mintea. Este protecția pentru cap, păstrând intact un organ vital al corpului. Am putea spune că gândirea noastră are nevoie de protecție. Capul nostru este locul minții care, când a apucat Evanghelia sigură a speranței vieții veșnice, nu va accepta învățătura falsă și nu va ceda ispitelor lui Satan. Doamne, ajută-ne Tu! Persoana nemântuită nu are speranța îndepărtării doctrinei false, pentru că nu are coiful mântuirii, iar mintea sa este incapabilă de a discerne între adevărul spiritual și înșelăciune. Studiind mesajul acesta, am ajuns la un alt text care ar avea ceva în paralel cu textul care l-am citit despre echipare. 1 Tesaloniceni 5:8, dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Și aici eram un pic așa în textul ăsta, aici în verset, la prima citire, parcă funcția puțin inversată, dar de fapt un credincios plin de dragoste egal cu neprihănit. Ce bine le știe Duhul Sfânt pe toate platoșa neprihănirii. David, ce frumos spunea el: Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Și spunea lucrul acesta: dă-mi iarăși bucuria mântuirii, deoarece undeva ceva se pierduse firul și în întristarea sufletului lui spunea: dă-mi iarăși, pentru că a avut, pierduse parțial și era nevoie de intervenția lui Dumnezeu iar în viața lui. Tot el în Psalmul 89:26, Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, și mergem la sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și nu e așa mult faptul de a purta la o bibliuță așa la tine și nu merge așa prin centru și când a intervenit un acas ceva la, nu, știu eu,
le mai arăți la oameni că tu ai sabie, dar e foarte mult să-l ai aici. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Semnificația sabiei Duhului este cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce toate celelalte piese ale armăturii spirituale sunt defensive prin natura lor. Sabia Duhului este singura armă ofensivă. Și până aici tot ce am citit, tot ce am studiat, ne apăra de săgețile arzătoare. Mai trebuie și noi să mai tăiem. Taie din viața ta păcatul și rădăcinile păcatului și fii liber odată pentru totdeauna. Amin. Ea vorbește despre sfințenia și puterea cuvântului lui Dumnezeu. Nu există o armă spirituală, o altă armă spirituală mai puternică. Menționam de ispitirile lui Iisus în pustie. Cuvântul lui Dumnezeu a fost răspunsul său dat lui Satan. Ce binecuvântare că același cuvânt este disponibil și nouă astăzi. Spunea Iisus atunci satanei. Pleacă satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească, pentru că El e Creatorul, El e unicul Dumnezeu, El este Domnul domnilor, Regele regilor. Dragule, adună cuvânt în inimă. Și de ce nu rostește și tu? Dacă Iisus ne-a lăsat exemplul ăsta în momentul ăla critic de pustie de 40 de zile și spune de câteva ori, este scris, de ce n-ai vrea să procedezi și tu la fel în momentul când ești ispitit? Că nu-i vorba să iei o sabie și să începi să tai cablul de la internet. E suficient să spui este scris, doar Dumnezeului tău să te închini și să apeși butonul off. Oprește orice buton care îți aduce dezastru în viață. O chiar tot privi, carnea asta ar fi tot în altă zonă, dar Duhul din noi, sufletul din noi e ceea ce va merge la Tatăl. Și avem nevoie să-L hrănim, avem nevoie să adunăm comori veșnice, comori sus, amintea fratele nostru drag de comori. Acolo zice Evanghelia lui Hristos că nu le pradă hoțul, nu le mănâncă molima. Adunați-vă comori în cer. Cum adun comori în cer? Faptele noastre bune. Rodul credinței din noi va face fapte și a Duhului Sfânt din noi. Amin. Spune-o-n, este scris. Poate ai momente când ești în lipsuri, cum menționam mai devreme, și poate ești chiar pus în fața faptului să tânjești, să furi. În momentul ăla spune satanei, este scris, Geneza 14:23, nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, că este scris. Când te ia frica, dragule, spune, este scris, Isaia 41:10, și știți bine versetul ăsta, l-am menționat de zeci de ori aici, nu te teme că eu sunt cu tine. Du-te și spune celui rău, este scris, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Este scris, voi trăi, nu voi muri. Este scris, iată gândurile care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și vei putea păși mai departe biruitor, pentru că este scris. Doamne, ajută-ne să conștientizăm puterea sabiei cuvântului. Poate ești ispitit la nivelul privirii, nu? Spune ca Iov. Este scris, făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare, dar știi ce? După ce ai spus lucrul ăsta, fă și legământul, că te va ține și mai bine. Doamne, ajută-ne Tu! Apoi versetul final din text, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, să vegem cu stăruință pentru sfinți. Aici suntem îndemnați să ne rugăm prin Duhul, aceasta înseamnă având gândul lui Hristos, inima și prioritățile Lui, pe lângă puterea întregii armături despre care vorbeam. Nu putem neglija rugăciunea, ea fiind modalitatea prin care primim putere spirituală de la Dumnezeu. Fără rugăciune,
fără a ne baza pe Dumnezeu, eforturile noastre în războiul spiritual sunt goale și zadarnice. El să ne ajute. Armura completă a lui Dumnezeu, adevărul, neprihănirea, Evanghelia, credința, mântuirea, cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Amin. Dragilor, vreau să închei și o să închei cu o recapitulare, dar nu vorbită, cântată. Și te rog, eu nu o să pui cântarea la proiecție și o să o cântăm cu toți împreună. Hai, poate vreți să vă mai dezmorțiți puțin, stăm în picioare, o să ne și rugăm, dar las pe Filip cum îl călăuzește Domnul. Și haideți să cântăm din toată inima, pe pământ avem o luptă. Pe pământ avem o luptă, și-n cuvânt e arătată, lupta credinței sfinte, cele Domnul e trasată. Să luptăm cu râvnă mare, până Domnul va veni, căci prin orice încercare, doar luptând vom birui. Hai, luptă, frate, luptă, mai luptă, nu te da bătut, spre țara luminii înainte. Stai prea și vechează într-una, până-n zori de zi, de-atunci primivei cununa, când Domnul va veni. Pregătiți să fim de luptă, scutul credinței să-l avem, cu sabia Duhului înainte, latușa neprihănirii, să fie de-a pururi cu noi, pe cap coiful mântuirii și râvna Evangheliei. Hai luptă, hai luptă, frate, luptă, mai luptă, nu te da bătut, spre țara luminii înainte. Așa cum a promis, veșnicia e aproape, curând Iisus va reveni, când zorile vor apare și lupta se va. Hai și surorile, hai luptă, soră, luptă, hai luptă, soră, luptă, hai luptă, nu te da învinsă, spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai trează, vechează într-una, până-n zori de zi, de-atunci primire-i cununa, când Domnul va veni. Iar la frață, hai luptă, frate, hai luptă, frate, luptă, mai luptă, nu te da bătut, spre țara luminii înainte, cu râvnă și avânt. Stai prea și vechează într-una, până-n zori de zi, că-atunci primire-i cununa, când Domnul va veni. Maranata, vino, Doamne, aleluia!